Vă mai aduceți aminte despre aceste chedere care le-am montat la îmbinarea ușilor față cu spate, exact unde se suprapun ele. Am lipit acest cheder. El este de pe Duster și trebuia să punem din două bucăți pentru că sunt prea scurte. Trebuia să punem unul în partea de sus, trebuia să tăiem puțin și le îmbinam ca să fie până în partea de jos. Dar am găsit la Cosmin Wow de vânzare un nou model de cheder. Este de pe noul Duster, de pe faza 2 de Duster, care este lung dintr-o bucată. Practic au făcut ei îmbinarea din fabrică. Se vede că este un pic diform. Această ondulare se potrivește aproape perfect cu ondularea care o avem acolo pe caroserie. Între timp am scos eu acele prinderi de plastic de aici, de la mijloc, dacă ar focaliza ar fi ideal. Am folosit un patent să le scot afară, am uitat să filmez atunci când am făcut treaba asta. Ideea este că acest cheder se fixează mult mai bine ca cele scurte. Asta din cauza că avem în partea de sus o chestie de lipire. În partea de sus, vă zic, o chestie de lipire care lipește mult mai bine decât orice adeziv am folosit eu. Practic, eu n-am reușit să fac aceste urechi din cauciuc, n-am reușit să le fac să se lipească fără probleme acolo pe mașină. Pur și simplu, în continuu flândura, orice cu ce am lipit, a început să flândure. Ok, am să vă arăt efectiv cum se montează. Prima dată, deja am degresat ușile, urmează doar ca să le lipim. Am să fac prima oară o simulare să văd cum ar încăpea aici acest cheder, dacă este suficient de lung. Sigur este suficient de lung. Și chiar aș spune că este ideal pentru că nu trebuie să tai absolut deloc din el și am să vă arăt și vouă, dar am să vă arăt imediat ce am să termin de lipit. Am să încep din partea de sus, chiar și pe această aripioară avem adeziv. Am să trag și din adezivul celălalt. N-am să-l trag de tot, am să las doar o mică bucată. Iar îmbinarea am să o pun exact de unde, până unde mi-atinge chederul din partea de sus. Ceva de genul. Iar acolo, în interior, s-a degresat, am lipit și acolo. Sunt convins că acum o să țină mult mai bine în partea de sus. Mă, să filmez tutoriale, mi se cam rupe cine sună. Aripioara asta de aici, de la mijloc, probabil că o să încerc să o lipesc cu mastic de lipit parbrize. Ăla aderă mai bine la mai multe chestii și s-ar putea să țină mult mai bine ca și tot orice am încercat eu până acum. Deși, sincer să fiu, cred că mai mult ca sigur o să o tai jos chestia asta. Observ că stă foarte bine aici chederul, nu tinde să fluture, deci garantat am să-l zbor jos.
Deja s-a schimbat sunetul când închizi ușa. Chiderul închide perfect de sus până jos. În partea de sus stă foarte bine acest adeziv care vine pe acest cheder. Lipește foarte, foarte bine. Este un pic elastic, neimportant. Despre partea asta de aici, de la mijloc, vă spuneam, este inutil să o mai prindem aici, pentru că în spate, pe partea din față, mai bine zis, este adeziv care ține foarte bine bucata asta de aici, deci este total inutil să mai las chestia asta să fluture pe aici, așa că o să o tai jos. Așa cum spuneam, am tăiat jos această ureche din cauciuc pentru că efectiv nu ne ajută. În spatele unde era lipit, unde era de fapt această bucată de cauciuc, avem adeziv și chiderul stă foarte bine. Am să fac un test de sunet. Cum se aude, deși am mai făcut și este logic, cum se aude când închizi ușa fără acest cheder și cum se aude ușa când se închide cu acest cheder. Mă, aș spune că sună chiar bine. Mă așteptam să sune mai a conservă, sincer să fiu, pentru că ușa nu este izolată, mașina este stoc, dar am să lipesc chederul și sunetul garantat se va schimba. Aici, în partea asta unde este curbura, trebuie să fiți un pic mai atenți, pentru că are tendința de a veni înspre exterior, înspre față. Și am să încerc să o lipesc cât mai în interior, ca să nu stric aspectul. Dincolo n-am fost atât de bine pe fază și a rămas puțin distanțat de fața de ușă. Nu că ar arăta foarte rău, dar dacă poate să arate foarte bine, de ce nu? Nu știu dacă am spus. Nu trebuie să tai deloc din cheder, este perfect de sus până jos. Prima dată l-am pus doar să stea pe poziție, nu l-am lipit efectiv definitiv. Abia după ce sunt sigur că am terminat și este tot pe poziție, am să apăs cum trebuie pe toată suprafața, de sus până jos. Sau de jos până sus. Ok. Așa cum am zis, am să fac testul de ușă, de închiderea ușii, să dăm diferența. Cred că am dat un pic mai tare cu ușa acum, dar se aude mai înfundat. Garantat se aude mai înfundat. Dar ușa tot o conservă aici.